Liceele pedagogice vor forma în continuare învățătorii, dar aceștia se vor putea titulariza în sistem după ce termină studiile superioare. Acest lucru înseamnă că până finalizează studiile de licență, absolvenții liceelor de profil vor fi angajați doar pe o perioadă determinată. Această prevedere a fost introdusă în proiectul legii învățământului preuniversitar, proiect prezentat de ministra Ligia Deca. Liceele pedagogice și universitățile vor forma profesorii pentru învățământul primar, iar masteratul didactic va fi generalizat, urmând să se acorde o bursă lunară egală cu salariul mediu brut pentru cei înscriși în program, a declarat într-o conferință de presă ministrul Ligia Deca, care a prezentat proiectele legilor educației. Încercăm să profesionalizăm cariera didactică. Vom crește calitatea formării inițiale, corelat cu formarea continuă mai adecvată contextului. Liceele pedagogice și universitățile vor forma profesorii de învățământ primar, ceea ce până acum se forma doar la nivelul de învățământ mediu, acum vom forma la nivelul învățământului superior. Profesia didactică este o profesie care necesită studii superioare. Creștem sprijinul pentru cadrele didactice, pentru corpul de mentorat și licențiere didactică. Vom generaliza masteratul didactic, dar nu în forma pe care o știm astăzi. Pentru a-l face atractiv, vom acorda o bursă lunară egală cu salariul mediu brut, adică cu salariul unui debutant care se acordă celor înscriși în program, indiferent dacă aceștia au parcurs deja un alt masterat sau vor parcurge în viitor, a explicat ministrul educației. Deca a adăugat că salarizarea cadrelor didactice va fi progresivă, având la bază salariul mediu brut pe economie. Această prevedere este inclusă în legile educației și avem sprijinul politic pentru a o pune în practică, a subliniat ea. Totodată, se propune ca norma să fie redusă pentru cadrele didactice cu o vechime de peste 15 ani. Prețuim cadrele didactice care se pensionează. Se acordă o primă în cuantum de 2 salarii de bază cadrelor didactice la data încetării de drept a contractului individual de muncă. De asemenea, vom asigura un nivel mai bun de mentorat didactic pentru stagiari și debutanți. A mai transmis ministrul. Relatează aradon.ro.